Deși din acest an se bazează și pe sprijinul financiar al municipalității, Rapidul continuă să aibă un buget destul de mic, insuficient pentru performanță. Au fost și sunt foarte multe cheltuieri. Jucătorii au un salariu, deci dacă e vorba de un salariu, mult sub nivelul minim pe economie, deci salariu dacă e vorba să luăm. V-am spus în continuare că ei lucrează, că n-au ce să facă, nu le ajunge un 2-3 milioane. Deci salariul lor cam asta este, cam 3 milioane, ca să mai știe și toată lumea. La alte echipe, salariile mici sunt compensate prin prime consistente, însă nu este cazul și la Rapid. Prime nici vorbă, comparativ, dacă vă spun comparativ cu celelalte echipe, suntem mult sub. Și aici este, vă spun, să spun, meritul lor, în primul rând, meritul jucător, vă spun, fără niciun fel de, să spun, exagerare sau să creăm o stare de compătimire. Din cauza lipsei banilor, ceferiștii fac deplasarea în ziua meciului. Chiar vineri, în prima etapă a sezonului, albvișinii vor trebui să parcurgă o distanță de peste 300 de kilometri înainte să intre în teren pentru disputa cu Politehnica Galați.